Ieri, Da, ne spuneți pentru ce ați votat asta. Da. În primul rând, vreau să-i salut pe cetățeni și vreau să le spun că aceste alegeri sunt despre puterea oamenilor, nu despre puterea politicienilor. Și vreau să-i încurajez pe oameni să creadă în puterea lor. Astăzi este o zi importantă, pentru că astăzi cetățenii se pot elibera de hoți. Astăzi cetățenii pot alege un parlament cinstit, un parlament care să lucreze în interesul tuturor cetățenilor. Și alegerile parlamentare sunt importante. Vreau să vă amintesc că Parlamentul administrează banii țării, banii cetățenilor. De aceea trebuie să fim foarte atenți atunci când decidem cui să încredințăm banii țării. Parlamentul este cel care votează legi și de alegerea noastră, de alegerea cetățenilor de astăzi depinde ce fel de legi vor vota următorii parlamentari. Noi putem să facem ordine în țară, eu pentru asta am votat. Am votat pentru un parlament cinstit cu care să pot să lucrez împreună cu guvernul, cu parlamentul, pentru binele cetățenilor și îi îndemn și pe cetățeni să facă următorul pas, să curățăm parlamentul, să curățăm celelalte instituții ale statului, așa încât să putem să ducem la bun sfârșit lucrurile pe care ni le-am propus. Am văzut că mai mulți oameni votează astăzi în condiții dificile. Am văzut că sunt oameni care stau în rânduri mari și inclusiv pentru ca să putem să rezolvăm această problemă, îi îndemn pe cetățeni să voteze pentru un parlament care respectă drepturile tuturor cetățenilor și care vor vota legi și care vor numi în funcții publice, inclusiv la Comisia Electorală Centrală și în alte instituții, oameni care să asigure îndeplinirea responsabilității statului față de cetățeni, inclusiv dreptul la vot. Dragi cetățeni, dragi oameni, vă rog să vă faceți timp pentru cel mai important drum, drumul la vot, la secția de vot. Vă rog să vă sunați rudele și prietenii și împreună să mergeți, pentru că de decizia dumneavoastră depinde, de decizia de astăzi depinde cât de repede vom ajunge să construim o țară bună pentru toți aici în Republica Moldova. Госпожа президент, скажите, пожалуйста, для русскоязычных зрителей, за что вы сегодня голосовали? Я голосовала за то, чтобы мы навели порядок в нашей стране, чтобы мы избавились от тех, которые воровали нашу страну столько лет. Я проголосовала за честный парламент, с которым можно будет работать, за парламент, который назначит честных людей, компетентных людей в правительстве, так, чтобы мы все вместе могли работать на благо наших граждан, независимо от языка, на котором они разговаривают. Я знаю, что все люди хотят, чтобы в нашей стране можно было жить хорошо честным людям. Cum este prezența la vot până acum și dacă au fost raportate careva încălcări în diasporă la noi? Am văzut și încălcări raportate, am văzut și semnale, sau cel puțin eu am primit semnale de acțiuni care să compromită procesul corect de alegeri. Îndemnul meu este în special către toți cei care sunt angajați din partea statului pentru a asigura condiții corecte și libere în aceste alegeri, să-și facă treaba bine, pentru că altfel o să fie sancțiuni. Vor fi sancționați toți cei care și până în ziua de azi au încercat să obstrucționeze votul liber și corect și cei care astăzi încearcă să facă acest lucru. Deci îndemnul meu este pentru toate instituțiile statului, pentru toți demnitarii, în special de stat, conducători de instituții care au responsabilitatea să
asigure alegeri libere și corecte, să-și facă treaba așa cum spune legea. Pentru că altfel vor fi sancțiuni foarte dure. Pe cetățenii îndemn să iasă la vot în număr cât mai mare, așa încât acele încălcări care se întâmplă să nu conteze și să nu distorsioneze rezultatul alegerilor, să nu distorsioneze voința cetățenilor.